noi să ne începem prin a mulțumi domnului președinte pentru faptul că a dat curs aceste inițiative de dialog, să spunem, între părți, respectiv inspectoratul pentru statul de urgență, zona de administrație publică, respectiv reprezentanța serviciilor de urgență a comunilor, și proiectant și nu în urmă ce este cel mai important, reprezentanța imediului de afaceri de instituționare. Această întâlnire a fost generată de faptul că în ultima perioadă au apărut, să spunem, o creștere a numărului de solicitări de autorizare în mod special, pe fondul expirării la data de 30 septembrie a acestui program, privind obținerea autorizației de securitate la incendii. Acesta este un principiu motivul pentru care suntem prezenți aici. Am venit împreună cu colegii care se ocupă în mod direct de procedura aceasta de avizare la autorizare, precum și cu alți colegi care să ne sprijine în ceea ce ar însemna cea mai mare activitate de asistență tehnică acordată la umanitate. Aici mă refer la domnul Maior Constantin, probabil că dacă s-au avut probleme de discuții pe partea de avizare la autorizare, v-ați înțeles ca cu dumneavoastră, este ajuntul șeful inspecției, se ocupă de probleme de deci conduce efectiv compartimentul de avizare autorizare. Avem pe tot compartimentul de avizare autorizare domnul Major Tutunea, care trebuie să spunem că în timp cu tot de prea atunci la un concurs și de trecere în corpul ofițerilor. Tot în compartimentul de avizare autorizare mai avem și un coleg care m-a urmărat că este intrat în spital, domnul primul major Dragoșoritor. Practic, trei oameni sunt alocați de instituția noastră pentru a gestiona de toate cererile de avizare, autorizare pe care dumneavoastră și în general medicul de afaceri a realizat de instituția noastră. Totodată, totodată avem și pe domnul capitan Matei Gheorghiță, este șeful inspecției de prevenire și domnul maior Aniței Dania și domnul Sulogăter Trotaro sunt cei care ne vor sprijini în această activitate de asistență tehnică. Activitatea de avizare, autorizare, este, aș vrea să detaliez puțin ceea ce spunea și domnul președinte, în sensul că la această întâlnire nu vom veni să prezentăm un document, o hotărâre de guvern cu articolul 1, 2, 3, ci prezentăm un principiu, la modul general. Ulterior, v-aș propune ca problemele pe care le ridicăm în trend, le ridicați în trend, să vizeze o problematică de fond. Urmând ca apoi veți și aici mici ateliere să vă oferim fiecare dintre dumneavoastră un răspuns la problema, un răspuns personalizat la problema pe care o aveți în cazul în care o aveți. Așadar, la modul ideal din punct de vedere legislativ, procedura de obținere a vizelor și autorizațiilor ar fi cam în modul următor. Spun ideal pentru că, în practică, de puține ori se materializează în acest fond. În momentul în care un investitor dorește să facă un obiectiv nou, să facă o extindere la un obiectiv existent, prima dată se adresează, bineînțeles, unitatea administrative teritoriale, compartimentului de urbanism, și solicită un certificat de urbanism. Prin acel certificat de urbanism sunt solicitate avize de la instituțiile care au incidență pe respectivul obiectiv. În cazul nostru există o hotărâre de guvern, 571 din 2016. Ea este, o regăsiți și pe acel flyer pe care l-ați primit și îl discutăm imediat. Vă invităm și locația de unde poate fi desfășurată de pe internet. Așadar, categoriile de construcții care se regăsesc în hotărârea de guvern 571 privind securitatea la incendiu, necesită bifarea din certificatul de urbanism a obligativității obținerii acestui document. De asemenea, de pe partea următoare,
De asemenea, prin hotărârea 162 din 2016, instituția noastră emite și autorizații de protecție civilă. Așadar, dacă aveți o construcție cu subsol, e posibil să vă încadrați și la această hotărâre de guvern. Se emite certificatul de urbanism. Se obțin toate avizele de către dumneavoastră, după care se emite autorizația de construire. În acel moment, practic, se începe realizarea investiției. Ajungeți cu investiția la final, se recepționează, după care se solicită autorizația de securitate la incendiu. Autorizația de securitate la incendiu, care presupune depunerea documentației cu avizul, împreună cu autorizația de construire și procesul verbal de la recepționarea respectivului obiectiv de investiții. Dacă, la partea de aviz, discutăm de o documentație și de o verificare de către colegii pe care i-am prezentat, doar a hârtiilor, doar a documentelor, pentru că suntem în etapa în care încă de-abia am terminat proiectarea. La aviz, așadar, verificăm doar partea de documente. În momentul în care ajungem la autorizație, ceea ce dumneavoastră v-ați asumat prin respectivele documente depuse de la aviz, se verifică pe teren. Și dacă totul corespunde, se emite autorizația de securitate la incendiu. În ceea ce privește documentațiile, trebuie să spunem că există obligația proiectanților de a întocmi aceste autorizații, aceste documente. Și, în mod special, scenariul de securitate la incendiu. Vreau să vă precizez foarte clar faptul că nu există persoane autorizate special să întocmească scenariul de securitate la incendiu. Sunt proiectanții obiectivului. Proiectanții obiectivului au obligația de a întocmi acest scenariu de securitate la incendiu. Din practica lucrurilor, o mare parte a proiectanților evită să abordeze acest subiect. Din păcate. Nu este unul complicat. Este un ordin de ministru, acel 121 din 2016, care stabilește structura cadrului. Și în el se discută despre aspecte legate de rezistența clădirii, de instalațiile clădirii, care toate acestea trec prin prisma securității la incendiu. După cum vă spuneam, din practica lucrurilor, din păcate, mulți proiectanți evită să facă acest scenariu și atunci el rămâne în sarcina mai puținilor proiectanți care au ofertă această întocmire de documente și implicit ajungem la prima gântuire, să zicem, în sensul că cererea de documentație este foarte mare. Puteți să mă luați să spune și de aici. Cererea de întocmire de documentație foarte mare, iar cei care întocmesc sunt puțini. O altă strangulare, să spunem, care între timp a fost reglementată din punct de vedere legal, era partea de expertiză privind expertizarea privind securitatea la incendiu. Ea a fost înlăturată și, practic, nu mai avem în domeniul securității la incendiu de experți, deoarece, din considerentul, la nivel național, erau foarte puțini, ori zeci, să spunem. Și atunci, se stătea foarte mult la întocmirea acestor expertize și la afilarea documentațiilor. S-a renunțat și avem totul în sarcina verificatorilor de proiect. Așadar, ca să punctăm pe partea de avizare, documentațiile se întocmesc de către proiectanți. Proiectantul investitorului noastră are obligația de a face inclusiv aceste piese. Ca orice relații comerciale, să spunem, apar sub contractări sau se dau părți ale proiectului către alți proiectanți, la un obiectiv mai mare, să zicem, există colectiv de proiectare care are proiectanți cu anumite competențe pe instalații, pe rezistență și
Și a început să apară și această specializare în scenarii. Așadar, aveți avizul, ca să insist puțin pe partea asta de avizare autorizare. Aveți avizul și vi se solicită să faceți anumite instalații. Aceste instalații trebuie făcute cu firme autorizate, spune legea, în sensul de a avea garantat un anumit nivel de calitate. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, pe rețeaua de hidranți, trebuie să avem rețeaua de hidranți pe țeavă din metal. Am întâlnit un județean situații în care era făcută pe plastic. Dacă ei sunt hidranți interior, ei sunt destinați acțiunii de stingere. Și în momentul în care e plastic, nu mai ai cum să-i utilizezi dacă ei sunt afectați de incendiu. De asta s-a încercat, asta este un exemplu al care conduce la necesitatea de a avea un anumit standard de calitate. Aceste firme, ca și lista verificatorilor, le găsiți pe site-ul ICSU.ro. Este inspectat pe anul de care se urmează. Este și pe acest flyer. Am creat și acest QR code. Dacă scanați cu telefonul mobil, vă duce direct în pagina în care sunt actualizate la zi listele de verificatori de proiecte, listele de persoane autorizate, fie că discutăm de instalații de semnalizare a incendiilor, de instalații de stingere a incendiilor sau de desfumare, incluzând tot ceea ce înseamnă proiectare, execuție și mentenanță. După ce realizați lucrările acestea cu firme autorizate, veniți la partea de autorizare propriu-zis sau obiectivului. De ce a apărut această aglomerare, să spunem, de cer? Undeva în anul 2015, în luna iunie, a apărut o modificare a legii 307, în sensul în care a fost crescut cuantumul amenzilor. Toate amenzile, nu doar cele de pe avizare autorizare. Dar acestea de pe avizare autorizare au cunoscut o creștere semnificativă, în sensul că dacă în iunie 2015 discutam de un cuantum de 2500 la 5000 de lei pentru faptul că un obiectiv funcțional la autorizare, la autorizația de securitate la incendiu, începând din acel moment, amenda s-a dus la un cuantum de 20.000 la 50.000 de lei. Un cuantum foarte ridicat și o creștere semnificativă. Imediat, în perioada următoare, a început să crească și foarte mult amenzilor aplicate la nivel național, nu doar de instituții. Și a apărut evenimentul nefericit de la colectiv. Acest eveniment a generat o preocupare a investitorilor, a beneficiarilor investiției, în a-și obține acest document care se numește autorizație de securitate la incendiu. Când s-a constatat că iarăși avem blocaj la proiectant, la expert, s-a intervenit în sensul scoaterii ideii acestea de expertiză, a rămas blocajul pe partea de proiectare și apoi pe execuție. Pentru că acea listă de persoane autorizate la nivelul județului neamț e formată cam din 80 de firme autorizate pe diferite domenii. Și atunci, undeva în martie 2016, a apărut prima dată ideea de prorogare a termenului de obținere a autorizației. În momentul în care legiuitorul a spus că se prorogă termenul, practic s-a suspendat aplicarea amenzii. Adică se constata în locul de control că obiectivul funcționează fără autorizație, dar nu era aplicată sancțiunea cu amenzi. Acest termen a fost prorogat prima dată până în decembrie 2016. Ulterior s-a prelungit până în iunie 2017, 30 septembrie 2017. Această ultimă prorogare, să zicem, până în 30 septembrie, mai are și câteva mențiuni, respectiv. Specifică faptul că dacă s-a depus documentația
sau cererea de obținere a autorizației până la 30 septembrie, se prelungește acest termen până la 31 decembrie, deci până la sfârșitul anului, cei care au depus au dreptul de a funcționa, să spunem, fără autorizație și fără să fie sancționat cu amendă până la 31 decembrie 2017. Și mai există o mențiune acolo, dacă proiectul de, sau investiția este prinsă sau alocată accesării unor fonduri și are bugetul cumva alocat în acest sens cu fondurile, iarăși este permisă până la 31 decembrie. Acum, în ceea ce privește sancționarea, noi, subiectul este delicat în sensul că în momentul în care în calitate de conducător al instituției solicit să fie aplicate amenzi, poți, se poate spune că este un comportament ușor abuziv, amenzi, adresa venită de afacere, încerci o temperare ducem spre zona traficului de influență. Și atunci, zona trebuie să fie undeva de echilibru. În sensul că fiecare investiție are gradul ei sau pașii parcuși proprii până a ajunge la elementul final care se numește autorizație. În momentul în care eu eram un agent constatator, nu puteai să pui aceeași sancțiune și acelui operator economic care făcuse demersuri, investiții de mii, zeci de mii de euro și mai stătea în a aștepta un raport de încercare pe identificare și îi venea de la firma cu care contractase și să pui egalitate cu un operator economic care, deși avea o respingere de un an de zile, nu mișcase absolut nimic. Pur și simplu, în ambele cazuri, traducerea era aceeași. Funcționare fără autorizație, amenda la vremea respectivă era de 2500 la 5000 de euro. Aici intervine agentul constatator și în această ierarhizare și abordare individuală a operatorilor economici care se află în această situație. Și zic eu că, de exemplu, de la 30 septembrie până acum, nu este aplicată nicio astfel de sancțiune. Și cel mai probabil s-au întâlnit astfel de aplicată. În momentul de afaceri constatăm o preocupare și însă și prezența dumneavoastră aici, într-un număr atât de mare, reflectă preocuparea pe acest subiect. Și atunci, dacă se observă această preocupare și evoluție în sensul de a mai face un pas, doi, trei, semnificativ, puteam să punem un plan de organizare de perete și ne-am apropiat de această autorizație, zic eu că se va găsi înțelegere fără ca eu să fac acest trafic de influență. Zic că nu voi la proiectul de trafic. Mai departe, este această întâlnire și propune să vă indice în cazul în care nu depinde fiecare dintre dumneavoastră este la un anumit nivel cu realizarea investiției sau cu realizarea documentului pentru obținerea autorizației. Motiv pentru care am dat aceste slide, să spunem. Și avem, are două părți. Odată partea dreaptă, stânga dumneavoastră, pe acel site indicat acolo, există un mic soft, să zicem, online, care permite să vă introduceți investiția dumneavoastră personalizată, cu numărul, cu suprafață, cu destinație, și, în final, vă spune ce documente, dacă se încadrează, dacă nu se încadrează la realizare, și ce documente vă sunt necesare pentru obținerea acestui act eliberat pe instituția noastră. Tot acolo găsiți și cele două hotărâri de guvern care stabilesc categoriile de construcții, ce se supun avizării, autorizării, comisiei cu statele incendiu și cu protecția civilă. Tot acolo este și metodologia de avizare la autorizare, le puteți desfăca pe toate. Din cu această parte dreaptă, avem acele liste pe care vi le-am menționat deja. Practic, de acolo, vă puteți selecta verificatorul proiect, vă puteți selecta listele
firmele autorizate să desfășoare o anumită lucrare din acest domeniu al securității la incendii. În această ecuație, să spunem, a obținerii autorizației, de multe ori ochii se întreabă spre ISU, ca fiind poate elementul care ajunge să genereze acest blocaj. Trebuie să spunem că acele categorii de construcții sunt stabilite prin hotărârea Guvernului, metodologia creată și este privată de ministru, așadar discutăm de o zonă legislativă pe care noi o punem în practică. În această situație care există, deci această legislativ, ca și hotărâri, hotărâri de ministru, dar în același timp există și zona de normativ. Deci normativele făcute la nivel federal, care stabilesc efectiv echiparea categoriilor de construcții cu diferite tipuri de instalații. Și dacă nu au timp, există o prevedere de echipare cu hidranți interior, de exemplu, automat proiectantul este obligat să oprindă în scenariul de securitate la incendiu. Așadar, avem zona legislativă, avem zona de proiectare, pentru că de multe ori ne întâlnim, ajungem în situația în care este necesar un aviz în 24 de ore, 48 de ore. Vă prezentați mai din urmă cu colegii, sunt 3 de toți care au și concediu de când s-au dat, sunt 2, cu documentația înșuită 10-20 de zi, spuneam orice, o perioadă de fără. Obligația noastră este de a emite autorizația sau de a da un punct de vedere pe emiterea autorizației în 30 de zile, iar în 15 zile să prezentăm la fază de aviz o soluție. Și atunci, după cum vă spuneam, e posibil ca avizul să fie necesar pe 25 octombrie. Investiții începute sau demararea proiectării începute cu 2-3 luni de zile și se ajunge la mai la ISU pe 22 sau 23 octombrie, chiar 24, când se dorește avizul a doua zi. Noi vom încerca să soluționăm acest lucru, dar în același timp trebuie să luați în calcul și faptul că mai sunt alte 10 de documente depuse, cereri depuse, care și respectivii, care și respectivii adevărată, nu doresc o prioritizare cumva. Și vreau să mă duc puțin spre zona de proiectare, fără a aduce reproșuri, dar dacă mă adresez mediului de afaceri, încercați să stabiliți și acolo termene clare. Deci dacă știți că pe data 25 aveți nevoie de autorizație de construire, luați un termen de 2 săptămâni și pentru ISU să analizeze documentația, de exemplu, documentația de la ultimul supermarket din Ceana aia, sau Mol, pardon, a fost cu câteva cutii, deci discutam aproape de momentul cu de documente care trec prin ochii altor oameni și în final este o respingere sau o autorizație, sau un aviz. Și atunci trebuie foarte mult atenție. În cazul ajunge să se aprinde sau să se ia foc, apare întrebări. Dacă au fost suficient cu de evacuare, cine a beneficiat, era conform normativului și ce mai departe. Deci, în sensul ăsta, v-aș recomanda să stabiliți niște termene complete pe relația cu proiectanții și pe zona de consiliere, să zicem, noi avem această parte de relație cu publicul, dacă putem avea de rând în obiectul de la ora 30 la ora 14, este sediul nostru de pe Mihai Sadoveanu, de la colegiul care s-a mâncat înainte, unde, dacă depuneți o cerere sau adresați întrebare de ceea ce înseamnă procedura aceasta de mâncare autorizare, veți găsi cu siguranță un coleg care să vă ofere un răspuns. Ca și
nuanțe, să zicem. În mediul că în mass media au apărut și articole la nivel central, mă refer. Articole care arătau că foști angajați ai Inspectoratului de Sistem de Urgență au dezvoltat o afacere în această parte de întocmire documentații, prezentarea lor la semna și așa mai departe. Vreau să vă spun foarte clar că nu avem legătură cu dumneavoastră. Suntem monitorizați de toate structurile statului. În cazul în care apare o astfel de greșeală, individul sau colegul respectiv n-are varianta de a fi cercetat strict de către un parchet militar. Și zic eu că nu prea să sunt convins că la nivelul județului nostru nu există astfel de relaționare. Deci, încă o dată, instituția noastră nu promovează sub nicio formă, nici nu interzice, ci doar ea acte existența acestor discuții și modalități de întocmire a documentelor. Și vă recomandă să discutați efectiv cu proiectantul, obiectivului dumneavoastră, să-și asume întocmirea acestor scenarii de securitate la incendiu. De multe ori, nu toți proiectanții s-au născut învățați, ci învață din câteva documentații depuse la noi, pentru că în momentul în care se depune la aviz, este conform cu normele în vigoare, se dau acele respingeri și se spune că la scenariul de securitate, pagina 3, nu s-a făcut echiparea cu hidranți conform normativului literal. Ei, și primești o respingere de 10 încă una acolo, la un moment dat îl veți. Și de asta spun că, până la urmă, ar fi o modalitate de a debloca puțin această zonă de proiectare prin asumarea proiectării de către mai mulți ingineri și arhitecți. În principiu, cam acestea ar fi discuțiile minimale. V-am spus că nu vrem să intrăm în detalii cu litera ABC. Găsiți pe acele link-uri documentele relevante. V-aș propune ca, în cazul în care aveți o problemă, să spunem, de interes pentru toți participanții la această întâlnire, să ridicați și vreau să vă răspundem limita posibilităților. Urmând ca apoi să trecem pe aceste 5 adeveri în care să vă răspundem efectiv personalizat la neclaritățile dumneavoastră.